Doi soldați ucraineni au murit, iar 6 au fost răniți în ultimele 24 de ore în luptele cu separatiștii proruși. Sunt datele prezentate de către purtătorul de cuvânt al armatei, Andrei Lăsenco. Totodată, reprezentanții misiunii OSCE în estul țării au confirmat că în confruntări este utilizat armament greu în pofida armistițiului încheiat la Minsk în luna februarie. Mai mult, Unian scrie că doar în raionul Mariinsk din regiunea Donetsk au fost distruse 130 de apartamente și peste 900 de case la sol.